Cristi, un gol cât o calificare în Liga 3-a? Ai remontat rapid, ai egalat rapid după ce... Eu zic datele... că a fost un gol care a cântărit foarte mult părerea mea. Dar bine, calificarea nu e încă jucată. Mai avem încă 90 de minute care, părerea mea, vor fi foarte grele la Sebeș. Și sper să jucăm cu aceeași ambiție, sper să jucăm cu aceeași determinare și să promovăm în Liga 3-a, clar. E o diferență între promovarea de acum 2 ani și cea de acum, în ceea ce te privește? Nu pot să zic. Eu zic că și la Sebeș avem o echipă destul de bună. Și la Ighe, într-adevăr, am avut o echipă foarte bună. Părerea mea că dacă continuăm pe același drum, eu zic că avem șanse foarte mari să ne îndeplinim obiectivul. Cum a fost acolo în teren împotriva chirurgului? Da. Ai avut câteva dueluri. Am avut câteva dueluri, se vede, dar într-adevăr un jucător care a jucat atâta vreme la Liga 1, un jucător foarte, foarte bun, părerea mea, se vede, a condus din teren echipa Caransebeșului, dar eu cel puțin mă bucur că ne-am făcut jocul și am reușit în cele din urmă să câștigăm. Deși până la deschiderea scorului, Șurianu n-a fost Șurianu care ne așteptam noi că fie. Da, am început un pic mai greu, a fost probabil și, cum să zic, tracola. Tribunele? Și tribunele, nu știu ce să zic, au fost într-adevăr la noi și alți jucători care într-adevăr e pentru prima dată când joacă un baraj pentru promovarea Liga 3-a și probabil s-a simțit și lucrul ăsta, dar pe total eu zic că ne-am revenit. Până la urmă, repriza a doua cel puțin, eu zic că am fost peste ei și am meritat să câștigăm. Cum se vede barajul de peste o săptămână? Foarte greu, barajul încă nu e terminat, părerea mea. Mai sunt 90 de minute de jucat și eu zic că dacă vom fi concentrați în continuare și ne vom face treaba cum trebuie să ne facem, părerea mea că o să promovăm. De obicei, echipele când câștigă cât un baraj au fel și fel de nebunii. Ultimul subiect îl știi, Politimișoara, Ionuș Popa. Voi ce aveți de gând să faceți? Asta încă nu știu. Trebuie să vorbesc cu colegii să vedem ce o să... O baie în piscină, un... Să vedem, momentan încă nu știm. O să ne hotărâm. Dar avem călătorii într-un mod aparte, bănuiesc. Da, 100%. Ne vom gândi săptămâna viitoare să vedem, poate o să punem un plan și o să ne bucurăm 100%. Mulțumim.